Mă supără că am știut să răspund la atât de puține întrebări din quizul ăsta despre copii. Sunt o mamă chiar așa de rea? Adrian, ce bine că ai venit! Știi că Ana a primit deja o cerere în căsătorie și că Emma vrea să se facă pizzar când crește? Poftim? Ana a fost cerută în căsătorie? Ha, nu știam. Cumva mă liniștește asta, dar mă și îngrijorează. Știm foarte puține lucruri despre copiii noștri și suntem părinții lor. Dar sunt multe lucruri pe care le știu doar eu și copiii nu. Mi-a venit o idee. Ce-ar fi să pregătesc și eu un astfel de quiz? O, sună interesant, dar cu întrebări la care să știu și eu să răspund, n-aș vrea să fiu în postura ta. Îi știu pe toți trei de la naștere, așa că nimeni nu-i cunoaște mai bine ca mine. Și deja m-am gândit la o primă întrebare foarte bună. Hei, mama, ce faci acolo? Ana, nu te uita pe ecran, vă pregătesc ceva. E vorba de o provocare. Îi poți chema pe frații tăi dacă vrei. Am înțeles, provocare, mă duc să-i chem. Oricum nu aveam nimic interesant de făcut azi. Lasă-mă în pace, eu sunt! Poți să mai joc și eu? Hei, mama a decis să organizeze o nouă provocare pentru noi. Coborâți și voi? Eu particip, pentru că Iulia nu mă lasă și pe mine să mă joc pe tabletă. E nedrept. Știți ce? Mergeți amândouă la provocare, iar în felul ăsta o să am și eu parte de puțină liniște pentru că o să plece Emma. Dar, Iulia, nu vrei să participi la o altă provocare marca familia Anton? În fine, ghinionul lui. Hai, Emma, să coborâm. Deși, Ana are dreptate. Provocare, poate e o provocare cool cu slime sau la piscină. O să trag puțin cu ochiul și decid apoi dacă particip sau nu. A, perfect! Au ajuns primii participanți. Rog să luați loc. Vă puteți așeza unde vreți. Bine, aleg scaunul meu roz. Eu n-am preferințe. Claudia, începem deja? Și eu sunt pregătit. Întreaga familie participă? Atunci trebuie să particip și eu. Hai! Mama, despre ce e vorba mai exact? Povestește-ne! Am pregătit un quiz despre voi trei, copiii mei, pentru că știu foarte multe lucruri despre voi. Poftim despre noi? Dacă știți răspunsul la o întrebare, ridicați mâna. Prima întrebare. Unde s-a născut Iulian? Normal că știu asta. Și eu eram de față. Claudia, eu vreau. Eu. Întrebarea e nedreaptă, pentru că eu nu existam pe vremea aia, deci nu știu povestea. Nu e corect. La trei strigați răspunsul. 1, 2, 3. Centru comercial. Fiecare primește câte un punct, în afară de Emma, îmi pare rău. Dar e nedrept, nu știam asta. De ce s-a născut la centru comercial? Nu exista spital în orașul Playmobil? Ce ciudat! Vă povestesc eu cu altă ocazie. Trecem la întrebarea numărul 2. Unde s-a născut Ana? Hei, știu asta, mi-ai povestit! Și eu. Poate ar fi trebuit să mă gândesc la întrebări mai grele pe care să nu le știe toată lumea. În fine, răspunsul la 3. 1, 2, 3. Piscina! Toată lumea a răspuns corect. Ana s-a născut în piscină. Emma are și eu un punct. Trecem la o altfel de întrebare. Care era animalul preferat al lui Iulian înainte? Mama, chiar trebuie să pomenești de lucrul ăsta la quiz? Oh, ce jenant! Iulian avea înainte un animal preferat? Câinele? Pisica? Nu mai știu. O, trebuie să ridic mâna pentru că știu, dar e penibil. Și eu mi-amintesc, e așa de amuzant. La 3. 1, 2, 3. Animalul preferat al lui Iulian era unicornul. Ce? Serios? Nu mi-aș fi imaginat niciodată că unicornul era animalul tău preferat. Uită tot ce știi, se întâmpla înainte, da? Un punct pentru Iulian și Ana. A patra întrebare. Cum voia Iulian să o numească pe Emma la naștere? A, știu și eu asta pentru că mi-ai povestit. Ar fi fost amuzant. Și eu știu că eram de față. Nu mai știu, cum voia să-i zică? Pizza, parcă? E clar că ne îmbătrânesc, nu mă mai ține memoria. Of, nu știu. Adrian chiar nu mai știe? Iulian, Emma și Ana par să-și fie adus aminte la 3. Cartofi prăjiți cu ketchup! Nu pizza, cartofi prăjiți cu ketchup! Ai vrut să-mi dai numele mâncării tale preferate, ceea ce mi se pare foarte cool! Da, cartofi prăjiți cu ketchup. Pizza era a doua mâncare preferată sau a devenit preferată pe parcurs. A, da, cartofi prăjiți cu ketchup. Nu pot să cred că am uitat asta. Adrian, se pare că tu nu primești niciun punct runda asta. Și Ana conduce până acum. Ajungem la ultima întrebare a acestui quiz. Care a fost primul cuvânt zis de Emma? A, știu eu! Și eu.
Mă miră că toți patru păreți să știți. Bine, să auzim. Primul ei cuvânt a fost mama. Nu, a fost cacao. Vă rog, a fost tata. A fost Suzetă. Dar mama a povestit că mama a fost primul cuvânt. Nu, Emma adoră cacao, așa că ăsta a fost primul ei cuvânt. Tata a fost primul ei cuvânt. Îmi pare rău să vă dezamăgesc, toate răspunsurile sunt greșite. Se pare că doar eu știu răspunsul la întrebarea asta. Quizul nostru s-a încheiat și se pare că a câștigat Ana. A, super, am câștigat! Prea multe întrebări pe care nu avem de unde să le știu. Adrian e penibil, ești tatăl lor și ai adunat cele mai puține puncte. Știu, nu e nevoie să-mi arunci tu asta în față. Gata. Quizul s-a încheiat și mă bucur că sunt singura care știe care a fost primul cuvânt al Emei. Dar nu mi-ai spus că primul cuvânt a fost tata? Ah, poate am glumit puțin sau te-am indus în eroare. Stop! Nu ai voie să mergi la baie! Întâi trebuie să-mi spui care a fost primul meu cuvânt! Nu dezvăluie asta pur și simplu. E un lucru pe care îl știu doar eu și așa vreau să rămână. Chiar s-au adunat toți trei ca popândăii la ușă? Va trebui să le zic. Te rog, povestește-ne! Oare primul ei cuvânt a fost Ana? O să aflați la poveste de noapte bună. Bun, toată lumea s-a spălat pe dinți și e pregătită de poveste? A, știu, probabil că la sfârșit vom afla că Iulian a fost primul ei cuvânt. În fond, sunt fratele ei preferat. Ce prostii, Iulian! Cred că primul ei cuvânt a fost Ana. Se întâmpla în vechea noastră casă, cea care a ars. Îi dădeam de mâncare Emei. Claudia, ți-e foame? Vrei niște ochiuri? Oh, nu, mersi, nu mi-e poftă de ochiuri. Poate mai târziu. Oare Emma vrea niște piure? Hmm? Poate învățăm să vorbim astăzi? Spune mama, vrea să-ți dea mama, papa? Să-i dă tata, tata. E mult mai ușor să spună mama. Mama! Iulian, stai pe loc! Nu, e a mea! E jucăria mea, stop, Iulian, nu te urca acolo, dă-te jos! Copii, mai încet! Hei, terminați! Dar spui că Dino e un dragon și nu e adevărat! Iulian, ăla nu e un dinozaur! Ți-am zis de 1000 de ori, e un dragon! Nu! E Dino! Dinozaur! Copii, chiar trebuie să faceți scandal la masă? Tocmai dădeam de mâncare Emei! Ana, ai auzit? E un dinozaur! Nu, Iulian, e un dragon! Dinozaurii au trăit pe pământ în urmă cu foarte mult timp. Dragonii sunt creaturi mitice! Mi-a ajuns! Gata, Iulian, Ana, veniți cu mine acum! Dar tata! Și Iulian, dă-mi dragonul! Așa! Gata, Emma, putem continua. Câteodată frații tăi sunt arăbositori. Sper să nu devii și tu așa. Iar acum spune pentru mine, mama! Dino! Ce? Ce ai spus? Dino? Primul ei cuvânt e Dino? Dar trebuia să fie mama! Nici lui tata nu se-i placă. Poate bag o minciunică să mulțumesc pe toată lumea. Asta, da, cred că asta o să fac. Și ăsta a fost primul cuvânt spus de Emma. Dino, sfârșitul povestii. Poftim? Primul cuvânt al Emei a fost Dino? Dar era un dragon! Ha! Și chiar de atunci mai era de partea mea, ți-am zis eu că e dinozaur. Mi-am imaginat eu că o să iasă scandal, copii, a fost de mult. Înțeleg de ce am spus Dino. Mereu încercam să îl imit pe Iulian și să spun ce spune și el. Dar, Emma, credeam că sunt sora ta preferată. Copii, nu exagerați, n-are legătură cu voi, a fost spontan. Emma, sunt mândru de tine că încercai să fii ca mine chiar și atunci. Sunt cel mai tare frate din lume.